Acum când barajul este gata, ce sentiment trăiți? Păi... sunt bucuros că totul s-a terminat cu bine și că... și că e bine, nu? Da. Al câtelea baraj în cariera noastră de betonist e acesta? Păi... cam al șaselea. Sau nu, al șaptelea. Am lucrat și la unul mai mic. Ați fi de acord să continuăm interviul undeva sus pe baraj? Da, sigur. Dar nu acum, că am o treabă pe la birouri. Atunci poate venim noi acasă la dumneavoastră. Sunteți de acord ca să nu deranjăm? Puteți veni. Toașe Mutu, ca să mă gândesc și eu la întrebările interviului, vă cer câteva date. Sunteți membru de partid? Ha, păi cum să nu? Aveți copii? Doi. Un băiat și o fată. Să vă trăiască. Le găsim după masă acasă? S-ar putea. Spuneți-mi, de aici, pe ce șantier veți pleca? Am să vă rog să nu puneți întrebarea asta. Să nu o pun? Ocoliți-o. Într-adevăr, cu tovarășul Mutu sunt unele probleme. Eu cred că ar fi mai bine să vă orientați către alți tovarăși care... au merite la fel de mari. Ce fel de probleme sunt cu tovarășul Mutu? Probleme personale, în sensul că dânsul intenționează să se retragă din cadrul șantierului nostru și să rămână aici. Nu știu exact de ce și unde, n-am stat de vorbă cu el amănunțit. În sfârșit, eu cred că nu e cazul să-l popularizăm prea mult, pentru că de altfel dânsul a fost destul de mult popularizat. S-a scris și în presă și la radio, a fost și un tovarăș scriitor care a scris despre el o broșură. E suficient. Nu știu cum să vă spun, dar noi am filmat și cazul ne interesează. Cum vreți, asta e părerea mea. În sfârșit, asta faceți cum credeți. Dacă vă luați răspunderea, puteți să-l filmați cât doriți și cum doriți, inclusiv color. Hai, garda sus, ridică, mâna, mâna, fii atentă la mâna, hai, așa, 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 hai, hai, pac, 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 super, au, hai mă, ți-am spus, nu așa tare. Sărmâile, doamnă, și vă rog să mă scuzați. Sunt inspectorul Dimoftache de la ICRAL. Poftit, vă rog. Mulțumesc. Frumoasă sufragerie. Excelentă. Cât v-a costat? E de comandă? Da, de comandă. Doriți o cafea? Nu, mulțumesc. Eu nu beau niciodată cafea. Atunci o vișinată. O vișinată cu plăcere. Sunt ahtia după băuturile dulci. Și mie îmi plac. De ce să vă mint? Nu. Dacă nu beți și dumneavoastră, nici nu concep să gust. Eu nu obișnuiesc băuturi înainte de masă. Am un fel de gastrită. Dacă să vă fac dumneavoastră plăcere, iau și eu
jumătate de pahar. Noroc și multă, multă fericire. Mulțumesc de asemenea. Doamna este divină. N-am băut în viața mea o vișinată atât de gustoasă și parfumată. Ați făcut-o personal? Da, personal. Dar știți care e secretul? Nu. Eu nu-i pun spirit ca toată lumea. Îi pun vodka Stalichnaya, dacă cunoașteți. Și o las așa mult la soare, ca să pătrundă una în alta. Extraordinar. Ziceți că sunteți de la Ecral? Da, și am venit să vă deranjez în problema locuinței. Ce e cu locuința? Păi, ce să fie? E vorba de locuința dumneavoastră pe care trebuie să ne-o dați în primire în condițiile corespunzătoare. Dezugrăvit se pare că nu e cazul. Da, nu e cazul, pentru că am zugrăvit recent. Vreau să vă spun că noi nu ne mutăm. Cum nu vă mutați? Sunteți pe lista pe care am primit-o de la serviciu personal al șantierului. Om fi pe listă. Dar noi am hotărât să nu mai părăsim localitatea. Soțul meu rămâne aici să lucreze mai departe. Nu se poate. Doamnă, îmi dați o veste grozavă, care îmi creează dificultăți și probleme. Noi știm că plecați. Am repartizat deja locuința. Bună ziua și mă iertați că am întârziat. Dânsului am repartizat locuința. Domnul Hudak. Sârmâile? Hudak. Galeriile de la ferestre le lăsați? Sau le luați? Vi le cumpăr eu. Tocmai îi explicam tovarășului de la Ecral că noi nu plecăm de aici. Doamnă, să știți că situația e complicată. Noi am avut un contract cu șantierul pentru 49 de apartamente pe timp de 4 ani cât a durat lucrarea. Acum șantierul se retrage, iar noi trebuie să primim locuințele înapoi. Aceste locuințe sunt din fondul locativ al municipiului nostru. Și dumneavoastră nu puteți să mai rămâneți aici în continuare, pentru că dumneavoastră sunteți flotați la noi. Dar la sus, hai, lovește acum, așa, hai, hai, sus, pardon. Aici, lovește. Nu știu dacă mă înțelegeți. Eu vă înțeleg, cum să nu vă înțeleg? Dar problema asta, discutați-o cu soțul meu. Îl găsiți acasă mai târziu. Bine, am să revin. Aveți apă caldă tot timpul? Ai auzit tot ce spune? Dragă, dumneata nu-ți face probleme. Dacă ți-am promis, mă ții de cuvânt. Ei trebuie să ne dea casa într-o săptămână. Îi scot afară cu procuratura. Transmitem un program de muzică ușoară. Au și venit să ne ia apartamentul. Am auzit. Și tu, ce faci? Aștept să ne arunce în stradă. Nu ne aruncă nimeni în stradă. Ziceai că te duci la primar, în audiență. Am fost și m-am înscris pentru marțea viitoare. De ce tocmai atunci? Pentru că atunci îmi vine rândul. Și cu serviciu? Aranjeze și cu serviciu. Păi sigur. Tu pe toate le rezolvi, dar de făcut nu faci nimic. Mhm. Fiita, a venit azi noapte la ora 2. Când am întrebat-o de unde vine, mi-a întors spatele. Și? Cum și? Frumos. Poate nu știi că e încurcată cu unul. Bine că nu e încurcată cu doi. Are 19 ani. Ce vrei să-i fac? Știi ceva? Mai bine du-te dincolo și lasă-mă în pace dacă nu ești în stare de nimic. Măcar nu mă enerva. Gata, domn. Mamă, dă-mi să mănânc, altfel te mănânc pe tine. Într-o seară de oră trebuie să fiu la școală. Îți dă, mamă. Bine. Ura, tată. Ura. E gata omleta?
Da. Și? Am stat de vorbă cu el, după care l-am pus în discuția biroului de patrie. Păi nu era cazul. Pe mine ce nu m-ați informat? Parcă și eu sunt membru în birou, nu? Erați plecat la județeană. Da, și ce are ieșit din discuție? Că nu mai vrea să meargă cu noi, că rămâne aici. Păi să rămână aici, ce noi luăm oamenii cu forță, de ce l-ați pus în discuție? Da, și director general, așa am considerat noi de cuvință. Tovarășe secretar al Comitetului de Partid, dumneavoastră puteți să considerați de cuvință orice, însă nu fără ca eu să fiu informat. Eu răspund de tot ce se petrece aici, în trustul ăsta, și nu e cazul să fiu ignorat, nici în cea mai mică problemă. În principiu aveți dreptate. Așa. Și de ce nu mai vrea mutul ăsta să vină cu noi? Probleme de familie, se opune soția. Ați vorbit cu ea? Nu, știți, mai e o problemă. El a fost propus pentru titlul de erou al muncii socialiste. Și? Ce facem? Retragem propunerea? Nu încă. Deocamdată la județ. De cât timp lucrează la noi? 21 de ani. Și? Ce i-a venit așa deodată? Și... Că familia nu mai vrea să plece de aici? Adică nevasta? Da, exact. Cu Matescu ce-i? Care e Matescu? Ah, maestru, e la pensie, era bună, vorbea urât cu oameni. Și mutul ăsta e chiar așa de mare specialist? E cel mai bun, poate cel mai bun din țară. Vorbești serios? E nemaipomenit, cu el se merge la sigur, n-ai emoții. Auzi? Da. Ia lasă-l pe mâna mea. Făm legătura cu... Cum îl cheamă pe adjunctul primarului? Care, tovarășul director? Acela care se ocupă de construcții și gospodărie. A, tovarășul Șerpescu. Exact. Vă salut. Vă deranjez într-o problemă foarte măruntă. Vă cer scuze. Noi, după cum știți, ne retragem. Noi suntem cu cortul. Azi aici, mâine însascut. În legătură cu locuințele pe care le-am primit la dumneavoastră, vreau să vă anunț că nu mai avem nicio pretenție, chiar dacă unii tovarăși dintre ai noștri au poftă să-și facă culcuș pe aici. Eu nu mă refer la un caz anume. Nu. Cine? Doar Mutu Vasile v-a cerut audiență? Doar și Șerpescu, dumneavoastră procedați cum credeți de cuvință. Noi atât am vrut să vă spunem, că ne-am îndeplinit obligația față de acest minunat municipiu și dacă cineva vrea să rămână aici, îl privește. Vă salut, sănătate! Fiți amabil, aș dori să aflu adresa tovarășului Mutu Vasile. Cine sunteți și de unde? Sunt de la trustul pentru... prelucrarea spanacului timpuriu. Treceți mâine între orele 2 și 6 dimineața. Uitați, doamnă, ce oferim noi. Două clase de salarizare în plus și spor de periclitate pentru munca la înălțime. Una peste alta are și la 5200 de lei pe lună. Noi suntem în întârziere față de grafic cu 25 de zile. Și dacă ne scoate și întârzierea, mai e și o primă de 4000. Eu nu vă presez. Vă rog să vă mai gândiți și să-mi spuneți când să trec după rezultat. Știm că dânsul e liber. Și poate mai are și alte oferte. Faceți cum credeți. Tovarășe dragă, eu nu pot să mă pronunț. Nu zic nici da, nici nu. Eu vă rog să reveniți ceva mai târziu, când ești și dumnealui acasă. Cu spatele. Așa, pasul mai sus. Echipa noastră, hai, hai. Speranța noastră. Uno, mai sus genunchiul. Haide mai, așa. Ține aproape acolo și înapoi acum. Tovarășe președinte, vă rog să-l urmăriți pe puștul ăla cu numărul 14. Ce e cu el? Este cel mai mare talent care l-a dat fotbalul românesc de la Dobrin încoace. Tu vorbești serios? Vă dau cuvântul meu de onoare. Fiți atent. Gigele, eu, vin un pic. Arată-i și tovarășului președinte cum tragi tu de la 20 de metri direct la vinclu. Dar nu pot, Titi, trebuie să mă duc la școală. Gigele, te rog foarte mult. 10 lovituri la vinclu, direct gol.
Tipul e absolut genial. Fiecare șut e calculat cu rigla. Nu ratează absolut nimic. Și știți care e culmea? E grozav și la carte. Premiantul clasei. Păi atunci să ne ocupăm de el. Nu, chestiunea mai complicată. Pierde prea mult timp cu învățătura. Vă rog să remarcați. Urmăriți-l să vedeți ce poate să facă. E o minune a naturii. Da, eu așa-l consider. Uitați. Da. Cine e taică-sul? Nu știu, maestru în betoane, ciment, cofrașe. Cât aștept? O oră. Două ore. Mai bine spune-i nevestă-mi să nu mă mai aștepte, că viu târziu. Încă o dată, dar cu aplomb, cu trăire. Înțelegeți? Hai, Geta, dă-i drumul. Și Mișu, tu când îi săruți mâna, sărută-i-o până la cot. Nu întrerupe sentimentul, da? Și fi mai pătimaș. Hai, vă rog. Dragul meu, și mie îmi place foarte mult să fiu navetistă. Așa că din acest punct de vedere, nu văd de ce aș respinge îndrăzneața dumitale propunere. E, nu, că replica asta e și idiotă și fără haz. Vreau să o schimb. Doamne ferește! N-ai auzit că la finală vine și autorul? Vrei să ne dea afară din concurs? Și eu ce fac dacă nu-mi vine să o spun? Ce fac? Trebuie să-ți trebuie vină. Să-mi vină. Trebuie actorul să... e ca soldatul. Pace și taci. Am mai auzit eu. Vă rog. Uite, piesa este proastă și eu nu pot să joc în ea. Totul e fals. Cum să joc ceva fals? Poftim. Sfântă și dulce naivitate. Dar tu crezi că marii noștri actori și marile noastre actrițe joacă numai ceea ce le place? Tu n-ai văzut în filmele noastre tâmpite actori mari joacă roluri mici și stupide? Ăsta este textul. Hai, vă rog, da capo. Îmi pare rău, dar nu pot. Pur și simplu, nu pot. Geto, tu nu mă scoate pe mine din minți. Te rog foarte mult. Să fiu al dracului dacă nu te scot din servici. Eu te-am băgat, eu te scot. Piesa e proastă și nu mă simt vinovată cu nimic. Dumneata nu știi să alegi repertoriu. Eu nu știu să aleg repertoriul? După ce te-am făcut om, după ce te-am făcut artistă. Poftim, dacă nici eu nu știu să aleg repertoriul. Reluăm, joc eu în locul ei. Dragul meu, cred că și mie mi-ar face ce foarte mare plăcere să fiu navetist. Așa că din acest punct de vedere. Așa că, a? Așa că din acest punct de vedere, eu nu văd de ce aș respinge îndrăzneața. Nu văd de ce, prea repede, ușor. Nu văd de ce aș respinge îndrăzneața dumitale propunere. Hai că am luat bilete. Ce film e? Ceva unguresc. Un husar iubea o husăriță. Vreau să ne plimbăm puțin. Am ceva de discutat cu tine. Ce coincidență. Și eu vreau să spun ceva foarte important. Ce voie să-mi spui? Am avut o discuție cu mama. În ce sens? În sensul nostru. I-am spus că vreau să mă căsătoresc cu tine. Și nu te-a întrebat de ce? Ba da. Iar eu i-am spus că te iubesc. Și mama ta ce a zis? Că îmi dă răspunsul peste câteva zile, după ce discută cu tata. Nu închizi ușa? Așa, da? Fereastra. Ba da. Bei ceva? Sigur, vodka cu ananas.
Cu gheață, da? Da, da. Știi că mama ta a fost azi la mine la servici? A vorbit cu șefa mea. Ce fac, cum sunt, ce zic și așa mai departe. A verificat. Noroc. Salut. Maica mea e o tipicală. Uite ce vreau să spun. Eu renunț să mai dau la facultate. Merg cu tine la București, mi-au servit și nu o să mai ai nevoie de ajutorul lor. Asta în cazul în care se opun. Nu o să se opună. Fii fără grijă. Și dacă se opun, fugim împreună? Bineînțeles. Trebuie neapărat să ne căsătorim. Înțelegi? Înțeleg. Eventual, după ce eu te țin 2 ani în facultate și tu termini, mă lași cu 2 copii și te însori cu o colegă blondă. Vrei? Zău, tovarășul director general, chiar nu vreți o clătită? A, îmi plac foarte mult, dar sufăr de diabet. Îmi pare foarte rău, sunt cu dulceață de vișine. Cu dulceață de vișine? Chiar că îmi pare rău. Haide, Vasile, nici dacă te rog eu personal, nu vii dumneata cu mine, care ne cunoaștem de atâta vreme? Toși, director general. Zău, mă puneți într-o situație absolută, nici nu știu ce să mai zic. V-am explicat că nu e vorba de mine personal, e vorba de familie. Cred că și dumneavoastră aveți ca scop în viață fericirea familiei. Bineînțeles, toți ne iubim, copiii, nevestele, soacrele, toți le vrem bucuria, nu? Totuși, nu știu cum să spun eu... Vă ascult. Sunt momente în viață când un interes foarte important ne cere să sacrificăm chiar ceva din bucuria familiei pentru ca treaba să meargă bine. Acum nu cred că e cazul să-ți explic eu ce înseamnă sacrificiu, nu-i așa, tovarășa Aneta? Tovarășul director general, nu ne cunoaștem de ieri de azi. Am lucrat amândoi prin atâtea locuri. Mai țineți minte când dormeam câte 2 familii într-o cameră de baracă încălzită cu godin? Vă aduceți aminte că pe fata mea am născut-o în creierul munților, fără mașă, fără asistență? Ce să vă mai spun? Când a fost cazul, am dat și eu o mână de ajutor la cantina, deși aveam 2 copii mici. Curățam morcov, curățam cartofi, ca să nu vă mai spun de Vasile, care venea acasă, punea capul pe pernă 4 ore și pleca din nou. Adică, dacă ar spune cineva că noi n-am muncit și nu ne-am dus acolo unde ni s-a spus și a fost nevoie și greu, ar fi mare păcat zău. Doar așa, mă, nici nu se pune problema să nu se recunoască meritele dumneavoastră și mai ales ale soțului în cadrul trustului nostru. Da. Dacă am venit aici să vă rog să mergeți mai departe împreună cu noi, este tocmai pentru că Vasile este cine este și noi cunoaștem valoarea lui. Dar să nu aveți nicio grijă, nu o să vă reproșeze nimeni, oricare ar fi hotărârea dumneavoastră. Eu m-am deplasat aici personal numai ca să văd și eu cum se pune problema și de ce vreți să ne despărțim. Uitați, tovarășul director general, că de dumneavoastră nu mă jenez. Are o sciatică de se zvârcolește noaptea în somn ca peștele pe uscat. Doarme o oră și geme 3. 20 ceva de ani a lucrat numai prin vânt, prin umezeală și zăpușală. Îi ajunge și lui. Vă spun sincer, nu mai e cum era. S-a șubrezit. Nu mai pot să mai ai pretenții de la el ca de la unul tânăr. Aveți dreptate și dumneavoastră, doar așa, Motu. Ești pe mine, nu mă dă sănătate afară din casă. Stau prost cu stomacul, mă supără rinichii, ca să nu mai vorbesc de soție, cu care am totdeauna discuții în contradictoriu că sunt musafir acasă. Bă, ce să facem? Asta e meseria, pe asta ne-am ales-o. Nu ne-a obligat nimeni. Eram tineri, eram în putere. Nu ne speriam de greutăți. Acum copiii au crescut mari, avem alte obligații. Fata a căpătat un serviciu bun la telefoane. Băiatul se înțelege cu colegii, cu profesorii. E foarte bun la matematică. Oare putem să le stricăm noi rostul tocmai acum? Plus că ne-am aranjat și noi o casă. Ne-am cumpărat mobilă, covoare, ca tot om.
Trebuia să ne stabilim și noi undeva, să ne facem un rost. Vă rog, vă rog să nu vă supărați. Vai de mine. Mulțumesc pentru tratație. Cu multă plăcere, însă îmi pare rău de clătite. Da, mie. Tovarășul Nedelco, dau o vișinată, nu serviți? Nu, mulțumesc. La revedere. La revedere. Mă rog. Vă conduc. E cireș, eu l-am sărit. Bravo, te-ai făcut gospodar. Păi, în 5-6 ani cred că ajunge la mine, la etaj. Dar stau și mă gândesc, oare mai apuc eu să mănânc cireșe din el? Păi de ce să nu apuci? Cu slujba te-ai aranjat? Nu, încă nu. Dar nu-mi fac griji. N-ajung eu șomer tovarășul direct. A, bineînțeles. În orice caz, dacă ai necazuri, sună-mă. Sper să nu fie cazul. Sănătate. Vă salut. Ce-a mai zis? Nimic. Ce să mai zic, că l-am lămurit pe toate fețele, că tu Mutu te cheamă, mutuiești. N-ai scos o vorbă. Acum gata, te-ai supărat. Bine. Am înțeles, mă rog. Te însor cu ea. Din ce o să trăiți? Ne privește. Liviu, dragă, dacă vrei să discutăm, discutăm. Dacă nu, încheiem aici. Am fost la serviciu. E telefonistă. Șefa ei mi-a spus că e obraznică, neglijentă, lipsește când vrea. Mamă, te rog foarte mult! Ce mă rogi? Spune-mi, ce mă rogi? Să te lasă să te însori cu o fată de neamuri proaste? Mai bine te otrăvesc cu mâna bea! Liviu, eu te-am făcut, eu te omor, așa să știi. Las-o de reacul de căsătorie. E student, așteaptă să termini. E cumva gravidă? Tată, tot ce-mi spui tu și mama este o mârșăvie. Liviu, bagă de seamă, mama e bolnavă de inimă. Să nu ai pe conștiință. Liviu! Bună ziua! Bună ziua, tovarășul Mutu, uite de ce te-am rugat să treci pe la noi. Noi, clubul de fotbal Avântul, care avem șanse de 99% de a promova în divizia B, divizie care între noi fie vorba e o rușine a Europei. Am avea de discutat cu dumneata ceva, ia loc, te rog. Întrebarea e următoarea. Dumneata, ești un om cu care se poate discuta? Dumneavoastră m-ați chemat să discutăm situația fiului meu, Gheorghe. Exact. Când e vorba de situația fiului meu, eu pot să discut orice, pentru că e fiul meu. Dragă tovarășe Mutu, noi care lucrăm în activitatea sportivă avem oarecare experiență de viață, atât în ceea ce privește tinerii, cât și părinților. Dumneata, ai un fiu foarte talentat în materie de fotbal, fiul de care ne-am avea nevoie. Din experiența noastră rezultă că multe familii, multe poate că e mult spus, au realizat profituri importante de pe urma unor copii înzestrați cu aptitudini sportive. Nu dau nume, nu fac nicio fel de aluzie. Ce vrem noi să vă propunem? Vă ascult. Dumneata ai un fiu înzestrat la fotbal. Știam. Noi ca specialiști vă asigurăm că e un adevărat talent. E o vocație. În acest sens am vrea să vă atragem atenția că luându-l din mijlocul colectivului nostru, îi ratați cariera. Ar fi o mare pierdere. Păcat. În plus. În plus ce? În plus, noi clubul ne-am gândit și la dumneata. Din informațiile noastre, dumneata nu ai un serviciu la ora asta. Ați fost informat greșit. Am servici. Putem să vă oferim ceva mai bun. Adică? Ce ați zice de un post de magazioner de materiale sportive?
Dai un tricou, o pereche de ghete, de jambiere și atât. Merge până la 1800 pe lună. 4 ore pe zi, plus eventualele deplasări. Fără probleme, fără bătaie de cap. Regim de lăuză. Tovarășe președinte, aici nu se pune problema mea, ci a copilului. Ori eu acum nu pot să hotărăsc pentru el. Mă înțelegeți? Nu. Cum nu mă înțelegi, domnule? Copiii de azi sunt liberi. El, dacă vrea, rămâne aici, dacă nu, nu. Dragă, dă-ne două cafele și două antinevralgice. Tovarășe Butu, de fapt, noi pentru asta v-am chemat, ca să vă spunem că copilul e pe mâinile noastre. O să avem grijă de el, ca și cum l-am înfia. Îi dăm casă, masă, haine, prușcoală, o să aibă o meserie. Îl aranjăm. Tovarășe președinte, sunteți președinte, nu? Da. Mă iertați că am să vă spun un lucru mai neplăcut. Dar știți, mie nu-mi place fotbalul. Deși merg în fiecare duminică la fotbal, nu-mi place. Vă cred. Eu vă spun așa, ca om simplu. Toată lumea iubește fotbalul, dar fotbalul nu ne iubește pe noi. Dragă domnule Mutu... Dragă, mie să nu-mi spui domnule. Eu nu sunt domn. Sunt muncitor. Lăsați că și eu sunt tot muncitor. Am fost promovat. Să fii sănătos. Vrei să-ți spun eu care-i secretul mizeriei în care se află fotbalul românesc? Vreau. Iertați-mi îndrăzneala. N-ați vrea să luăm o bere la vânătorul? Chestiunea trebuie discutată mai în amănunt. Cu plăcere. Asta e. Fotbaliștii noștri nu sunt serioși. Beau, umblă cu femeile, joacă piete. E foiți? Dragă, dar spui niște prostii mai mari decât dumneata. Pe mine, de pildă, nu mă interesează ce face Dobrin în timpul lui particular. De asta se ocupe nevastă sa, sau clubul. Eu sunt spectator și vreau ca Dobrin să joace la valoarea lui, la talentul lui. Eu sunt de meserie betonist. Dar ce fac în timpul meu liber mă privește? Oarecum? Ei, da, oarecum. Dar să știi că în meserie eu îmi fac treaba cum trebuie. La mine nu există aiureală. Eu nu-mi bat joc de muncă. E adevărat că uneori merg și eu la o bere, la un șeptic, la o păpicărie. Stimate tovarășe, băiatul dumitale este un talent. Noi ne vom purta cu el ca atare. Băiatul are un asemenea talent, iartă-mă că ți-o spun, încât dumneata și familia dumitale veți putea trăi până la sfârșitul vieții de pe urma lui. E o valoare. Vă salut. Salut. Vă cunoașteți? Nu. Eu sunt persoana cu repartiția. Repartiția pe casa dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb așa omenește. Când aveți de gând să-mi eliberați locuința? Stau cu soacră, doi copii, nevasta, într-o cameră și una între eu, pe cuvânt. Tovarășul, eu vă înțeleg. Dar, sincer să fiu, nu înțeleg de ce vi s-a repartizat casa mea, că eu nu am de gând să mă mut. Domnul, iertați-mă că nu vă știu numele. Sunt croitor de meserie. Am și eu necazurile mele, dar și posibilitățile mele personale. Vă înțeleg și pe dumneavoastră că aveți greutăți cu mutatul. Așa că uitați plicul ăsta cu... Cu ce? Cu 10.000, atât am. Nu înțeleg. Nu luați că filodormă, că nu vreau să am necazuri. Îmi lăsați un mobil veche, ceva boarfe, ca să se cheme că le-am cumpărat eu. Cum se obișnuiește? Domnule, dumneata nu e sănătos la minte. Dumneata nu înțelegi că nu mă mut? Auzi? Păi atunci să știi că schimbăm foaia. Te dai eu pe mâna procuraturii. Informați un omul și te fac o. Da, spuneți numărul, vă rog. Vorbeți? 1, 3, 5. București, mă? Așteptați puțin. București, mă? București, mă? Draga mea, cine sunteți dumneavoastră? Nu te speria, sunt mama lui Liviu.
Nu-ți vreau decât binele. Am bănuit. Te super dacă te-aș ruga să stăm puțin de vorbă? Vă ascult. Să intrăm într-o cofetărie, să nu stăm chiar așa. Nu, trebuie să ajung la repetiție. Ce doriți să-mi spuneți? Nu vă sfiiți. Îmi place. Pe lângă că ești frumușică, ești și foarte francă. Cred că bănuiești care e motivul acestei întâlniri. Da. Îmi veți cere probabil să renunț la Liv. Renunț. Vai de mine, draga mea, dar cum îți poți închipui așa ceva? Cum crezi că aș putea să mă amestec eu în afacerile lui sentimentale? E bărbat să se descurce. Am vrut doar să te cunosc. Nu-i normal? Data n-ai vrut să mă cunoști? Nu. De ce? Pentru că mă urăți. Fii serioasă, draga mea. Cum îți închipui așa ceva? N-am niciun motiv să te urăsc. Vreau doar să te rog un lucru. Să nu-l silești pe Liviu să contracteze o căsătorie cu dumneata înainte de a-și termina facultatea. Să-și facă și el o situație. Cred că mă înțelegi. Sigur. Ești cumva gravidă? Rezolv eu. Nu vă îngădui să intrați în amănunte care mă jignesc. Dar cu ce te-am jignit? Am vorbit așa ca între femei, dar nervoasă ești, dragă. Duceți-vă liniștită acasă, doamne. N-am să vă iau fiul cu forța. Țineți-l în poală până la adânci bătrânețe. Dar și-am făcut vreo aluzie în acest sens? Ești penibilă, pur și simplu penibilă. Hai, cocoș, hai, cocoș, în nerv, marchează omul, nu ține mingea, nu ține mingea, șutează direct, haide, haide, așa, e bine, marchează, ce faci, băi, locomotivă, diesel pe motorină, joacă frumos, deschide și atacă, hai, băieți, mișcați-vă, mă, în ritm, în ritm, vioi, bravo, mă, gelatule, mă, norocești, ce faci, mă? Cum poți să joci, mă? Mă, nu ți-am dat eu casă, nu ți-am dat butile de aragaz, nu ți-am făcut buletin de oraș, nu te-am amânat eu cu armata. Bă, doamne, tite, așa-i. Păi atunci când joci, mă, ca o cizmă. Tu te repede și marchează, că te ia mama dracului. Uite ce intrare. Margelatule, mâine vii cu puterea înapoi. Măgarule. Acum, dă-i, așa. Și, și, mai repede. Dă-i, lași că m-am dus. Sus, sus. Mișcă-te, mă, mișcă-te, mă. Lânga. Nu ține mingea, mărgelatule. Las-o așa, las-o așa, așa. Cigel. Și, și. Arată-le tu la pârliți ăștia cum se face o centrare. Hai, du-te, arată-le. Vedem-o la minge. Acum. Forțează-mă, centru, centru, centru. Mărgelatule, du-te și pupă-i gheata, ca să-mi iau butelia înapoi. Pupă-i gheata, tu nu-mi băcești. Pentru astăzi antrenamentul s-a terminat. Toată lumea dă drumul la vestiar, se dezbracă, dușul și ne vedem la sală. Spune-mi, dragul meu, tu ai uitat că peste 11 zile ai olimpiadă? Nu. Atunci de ce n-ai venit aseară să lucrăm împreună? Nu m-a lăsat Natiti, n-a dus la o zonificare. O zonificare? Da. Ha. Uite ce e, Gigele. Eu am să fiu sincer și tu ai să te decizi. Dacă peste un timp ai să mulțumești sau ai să mă înjuri, asta rămâne de văzut. Eu am impresia că fotbalul este o tâmpenie. Adică nu este un sport, ci o profesie, un fel de actorie. Dar nu asta mă deranjează cel mai mult, ci faptul că ai putea să fii lovit sau schilodit. Tu ai o mare vocație. Ești un matematician născut. Cum poți să-ți pierzi vremea cu îndeletnicirea asta golănească? Îți place? Nu îmi place. Mi-a plăcut când eram mic. Acum, sincer să fiu, m-am cam plictisit. Așa, dragul meu, așa, excelent. Încă o teoremă și gata. Determinăm, te rog, volumul limitat de elipsoidul de revoluție. Dar nu mai pot. Sunt mor de oboseală, abia mă mai țin pe picioare. Gigele, te rog frumos, să văd cum îți merge mâna. Te rog frumos. Ascultă, profesore, ce faci dumneata cu băiatul ăsta aici, la ora asta? Cine îți dă dumitale voie să mi-l iei după antrenament și să mi-l zăpăcești cu matematica? Când eu peste câteva zile am meci decisiv. Dar vrei să te zbor din orașul ăsta? Vrei să te distrug? Domnule antrenor, te rog foarte mult să ieși afară! Da, dragul meu, știu că trebuie să ne despărțim. Și poate-i mai bine așa. Sufletul meu te va aștepta.
chiar dacă va trebui să sufere o viață întreagă. Fenomenal! Extraordinar! Vino să te pup! Cred că am să lipsesc câteva zile. Ce-ai spus? Geto, nu mă nenoroci. Mai avem o săptămână până la finală. Dacă nu luăm premiul întâi, ne strâng organele de gât. Ei, lasă că pot să repet și fără mine. Eu îmi știu rolul. Vin în ziua spectacolului. Ce s-a întâmplat cu tine? De ce mă întrebi? Te văd așa, cam întoarsă pe versul. Nu s-a întâmplat nimic. Am vorbit cu ai mei, știi? Și? Nicio problemă, sunt de acord, au fost chiar încântați. Minți. De ce mă jignești? Să nu mai apar niciodată în fața mea. Du-te lângă mămicuța și tăticuțul tău. Învilișoara voastră cu iederă și brazi în curte. Cară-te! Geta! Ești nebună. Are niște dinți. Aiurea, e trucaj. Cum să fie trucaj? E trucaj, spun eu.
Bună seara. Bună seara. Fiți amabilă, puteți să-mi dați și mie un litru de benzină? Bună seara, domnișoară. Mă numesc Otto. Da. Și ce doriți? Când intru în discuție cu o persoană necunoscută, obișnuiesc să mă recomand. Vreți să intrați în compartiment? Vă cedeți locul. Nu, mulțumesc. Mă simt foarte bine aici. Dacă sunteți atât de galanton, putea să faceți gestul ăsta acum 3 ceasuri. Îmi pare foarte rău, dar ați pisem. Abia acum v-am remarcat. Fumați? Nu, mulțumesc. Dar cum aș putea să vă fiu util? Lăsându-mă în pace. Sigur. Lidu, ce faci tu aici? Nimic, tată. Am încercat să dau foc casei, dar fără rezultat. Ce rol are întâmplarea? Dacă nu te întâlneai cu mine... Chiar nu sunt camere la hotel? Puteai să dai peste cine știe ce haimana. Nu, nu, la ora asta, sigur, nu găsești nicio cameră liberă. Poate mai e târziu. Să te simți ca la dumneata acasă. Uite aici e baia. Faci un duș. Te odihnești.
Eu am să plec la servici. La ora prânzului vin să te iau la masă. Nu te deranjează nimeni. Între timp îți aranjez un hotel bun și totul o să fie ok. Pa. Și totuși ce a spus? Că rămâne aici. Și n-ați insistat? Păi ce, să-i cadă în genunchi? Atunci eu cred că trebuie să ne retragem propunerea pentru titlu. Facem o adresă către județean. Eu așa cred. Întrucât tovarășul Vasile Mutu, în ultima perioadă a dovedit o... Așa? Așa? Când trustul nostru avea cea mai mare nevoie de dânsul, o atitudine mic burgheză, punând în fața intereselor generale, interesele sale personale... Nu e bine. De ce? Astea sunt formulări care erau valabile acum 20 de ani. Acum interesul general trebuie împletit armonios cu interesul individual. Ia să-l chem eu pe Ionașcu de la serviciu personal, ăsta se pricepe la formulări. Să vină Ionașcu de la personal la mine. Acum. Ce face Ionașcu? Le-a scos pe la uși? Mi-a spus mie o păsărică la ureche că aveți nevoie de mine. Ce cu dosarul ăla? Dosarul Vasile Mutu, nu pentru asta m-a schemat? Bă, tu ești dracu gol, mă. Ia spune, ce știi și ce propui? Vasile Mutu nu vrea să mai vină cu noi din cauza nevestei. Nevasta nu vrea să mai vină pentru că și-a cumpărat mobilă nouă și s-ar teme că într-un eventual transport s-ar putea să o zgârie, conform declarației făcute unei vecini. Bă, fără șopări, nu sunt astea motivele adevărate. Treci la subiect. Să vedem ce spune dosarul tău. Ia zi. 1. Partea în conflict cu familia și-a dispărut de acasă de 2 zile. Nu se știe unde. 2. Băiatul este elev în clasa 10-a și excelent futbolist în echipa locală. Clubul face pe dracu în patru ca să nu-l scape. Președintele clubului a fost ieri la primar în acest scop și au discutat 2 ore. Lui Vasile Mutu se propun diferite funcții pentru a nu pleca din localitate. Eventual șef de șantier. Aha. La trustul local de construcție cu un salariu de 3.810 lei. I s-a făcut și altă ofertă, mult mai tentantă, decât combinatul chimic. Dacă vă interesează detaliile, le-am de la un fost subaltern al meu. Mai precis, i s-a oferit 1.000 în plus. Și noi nu putem să-i dăm nimic în plus? Legal, nu. Dar dacă semnați, se face. Nu, nu. Nu e asta. Mutu nu e lacom de bani. Îl cunosc. Cu altceva l-au momit. Fă-mi legătura cu Șerpescu la Consiliul Popular. Tovarășe director, întrebați la primărie dacă au voie să ne racoleze oameni. Și calm. Alo, tovarăș Șerpescu? Vă salut, Nedelcu. Ce să facem? Ne pregătim de plecare. Într-o zi, două ați scăpat de noi. Tovarăș Șerpescu, vorbisem noi acum câteva zile în legătură cu un salariat al nostru care vrea să saciuiască pe aici. Aud că... Aha. I-ați emis ordin de evacuare? Știți, mie nu-mi place să mă bag în treburile dumneavoastră, dar am vrut numai să mă informez. Aud că sunt unii care vor să-l momească, ba cu una, ba cu alta și... Da. Nu vă supărați dacă mă țineți și pe mine la curent. Vă mulțumesc. Sănătate. Ionașcule, trecem la fapte. Îi desfacem contractul de muncă și trimitem la județ o adresă prin care ne retragem propunerea de acordarea titlului de erou al muncii socialiste. Pentru acordarea titlului de erou cui? Lui mama. Sărut mâinile, scumpă doamnă. Gigele acasă? Cred că doarme. Zicea că e puțin răcit. V-am adus niște stupefiante. 2 de vacă. 2 de porc. Une de sarmale. Ulei. Și măslive. Trebuie să le puneți la desărat. Vai, domnul Titi, nu trebuia să vă deranjați. Cât ne costă? Nimic, absolut nimic. Gigele foarte iubit de spectatori și stimat de măcelari. Fără abator, noi nu intrăm în B.
De acolo mai ciugulim și noi o proteină. Aiurea, n-ai pic de febră? De ce n-ai venit la antrenament? Gigele, va să zic că m-ai mințit. Eu țin la tine ca la copilul meu. Viu la tine încărcat cu cărniță, cu ulei, cu măsline. Și tu vrei să-mi lași familia pe drumuri? De ce, Natiti? Păi tu nu știi că peste câteva zile avem meci de baraj? Știu, Natiti, dar spune și dumneata. Ce să fac? N-am nicio vină dacă meciul coincide cu olimpiada de matematică. Ei, și? Mă duc la București la olimpiadă. Gigele, îți jur pe cea mai scump că dacă tu mă lași în rahat cu meciul ăsta, mă duc și mă spânzur de poarta stadionului ca să mai ai pe conștiință, numai pe mine și pe nevastă mea și pe copilul meu Ciprian, cu pian în rate de 10.000 de lei. Tu nu pricepi că un întreg oraș își pune speranța în tine? Nu-ți dai seama că numai tu ne poți salva? Tu nu te gândești la ce răspundere morală ai? Mă gândesc, Natiti, mă tot gândesc, dar ce să fac? Dacă acum am ajuns în faza pe țară, să renunț la toate astea din cauza unui meci. Renunci! Natiti, vreau să spun ceva care o să te cam supere. Spune, dă-i drum. Mie nu-mi place fotbal. Am de gând să mă las. Să te lași de fotbal? Da. Și de ce ai să te apuci? Nu mă apuc de nimic, mă țin de matematică. Auzi, Gigi, să fiu al dracului dacă nu-l calc în picioare pe profesor. Eu nu sunt normal. Îți jur pe ce-am mai sfânt. Îi dau cu benzină pe casă, cu chipritul aprins. Natiti, pe cuvântul meu, că dacă dumneata spui așa ceva, mă supăr. Supără-te, dar distrug pe profesor. E ca și distrus. Nu doriți o cafea? Numai dacă e foarte amară, doamnă. Gigele, ce vrei să faci cu mine? La ce oră începe olimpiada? La 8. La 11 trebuie să fim la Buzău. Tu poți să termini lucrarea într-o oră și jumătate? Nu știu, depinde ce ne dă. Dacă tu faci o sforțare pe bază de inteligență și scapi într-o oră și jumătate. A venit cafeluța. Sărut mâna. Gigele, te caută tovarășul profesor. Iar? Ei, nu știu. Și nu fac probleme. Examen puțin, da. Bine, bine. Mergi de mai? Mergi. Ce temă aveți, domnișoară? Aveți întâlnire cu prietenul la ceasul de la universitate. Acesta întârzi. Poftiți. Asta-i tot? Da. Nu vi se pare prea puțin? Nu. Dacă iubitul meu întârzi la întâlnire mai mult de un minut, eu nu-l aștept. Consider asta din partea lui o mojicie. Ce poezie ați pregătit? Cățeluș cu părul creț. Alta nu știți? Nu. Poftim, vă ascult. Cățeluș cu părul creț fură rața din coteț și se jură că nu fură. Dar l-am prins cu rața în gură.
Vă mulțumim, domnișoară. Următorul, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Cum a fost? Un lax. A fost bine? A fost ca bine păsuță. Singurică, singurică. Fiți atenți. Asta e. Oacă de fil. Îmi place cum calcă. Hai după ea. Dar nu toți că se sperie. Lasă că mă duc numai eu. În orice caz. Domnișoare, iertați-mă că vă deranjez. Sunt operatorul filmului Zbor pe vertical. N-ați vrea să stați de vorbă cu mine câteva minute? Nu. Domnișoare? Doamnă, îmi e destul de greu să vă anunț o veste neplăcută. Veți fi evacuați. Fii serios, domnule. Poftiți decizia. Nu-ți face dumneata griji, nu ne dă nimeni afară. În orașul ăsta soțul meu e cineva, un fiștecine. Mă rog, eu nu contest, dar în 48 de ore trebuie să eliberați locuința. Altfel veți fi scoși cu ajutorul autorităților. Sărut mâinile. Mergi sănătos. Poftim. Depoi mine suntem în stradă. Noroc că e vară. Decât să stai cu nasul în televizor. Mai bine te duce să rezolvi problemele. Criminalul cum arată. Sunt un prieten, te rog să-i fii agreabilă. Ce înseamnă asta? Nu-ți dau sfaturi. Ești femeie și te descurci. Ca actriță o să ai foarte mare nevoie de el. Lucrează la o casă de filme. E foarte mare. Oricând poate să-ți dea un rol. Înțelegi? Și... Duduie Geta, dăm voie să-ți prezint pe domnul Eduard, de la casa de filme 6. Dragă, Otul, necunoscut splendoarea asta de fată. Îmi face impresia că nu e din București. Nu, dragă, e din provincie. Era și normal, altfel era imposibil să nu o cunosc. Am auzit că încercați un examen la Institutul de Teatru. Da. Cum a mers prima probă? Am impresia că slab. A, nu contează, ne descurcăm. Cumnatul meu e șeful comisiei. Cunosc toate subiectele la proba scrisă. Noroc și bine ai venit. Noroc. Nu bei? Nu. Mulțumesc. Mă rog. Da, să mi țel? Nu. Auzi, mai faci atât pe nebuna cu mine că încep să mă enervezi. Și crezi că te-am chemat aici ca să-ți vorbesc despre Fellini? N-am nicio legătură cu cinemaua. Dacă rămâi peste noapte cu mine, te îmbrac din cap până în picioare. Ce zici de șalul ăsta? Bruce Lee. Roche Luis, dezbracă-te să vedem cum îți vine.
Chiar acum? Kenturi și parfumuri câte vrei. Flugi, Lida! Flugi, Lida! Nu! Rochie lui! Șarpe! Șaruri! Kenturi! Parfumuri! Zâmbă! Vrei! Lasă-l tu! Ieși afară, tâmpito! Vasile Mutu. Luați loc. Vă ascult. Dumneavoastră a semnat această hârtie? Da, văd că e semnată de mine. Aș vrea să-mi dați o explicație. Ce fel de explicație? O explicație normală. Pe ce bază semnați dumneavoastră o hârtie prin care un om al muncii este evacuat din casă? Pe baza unui contract pe care l-am avut cu trustul dumneavoastră. Trustul pleacă și noi trebuie să recuperăm locuințele. Și dacă eu, de pildă, vreau să mă stabilesc în acest oraș, sunt dat afară cu forță? Sunt evacuat? Din păcate, problema locuinților din orașul nostru nu este încă rezolvată. Mai sunt oameni ai muncii care trăiesc strâmtorați, înghesuiți. Tovarășe, mie să nu-mi veniți cu lozinci. Eu construiesc în țara asta de 25 de ani. Vreau să vă întreb ceva concret. Dumneavoastră, împreună cu soția și un fiu, locuiți într-o vilă de 6 camere cu dependințe. De ce nu dați surplusul de 3 camere unei familii de oameni ai muncii care trăiește înghesuită? De unde știi dumneata că am 6 camere cu dependințe? Tot orașul știe. Dumneata, ai venit aici în problema locuinții dumitale, dacă nu mă înșel, nu? Da. Vrei să discutăm problema locuinței mele? O discutăm. E făcută din munca mea personală. Tovarășe vicepreședinte, după cum v-am mai spus, eu de 25 de ani muncesc. Și nu beau, nu fumez decât 10 mărășești pe zi, nu joc cărți, nu mă duc la restaurante, nu fac lux. Și știți cât câștig pe lună? Aproape 5.000 de lei. Uneori peste. Și totuși nu am vila personală. Oare de ce? Dragul meu, eu, în principiu, aș putea să te dau pe ușa afară. Nu cred. Nu crezi? Nu. De ce? Pentru că nu suntem la dumneavoastră acasă, suntem într-o instituție. Instituția noastră. Dacă dumneata îți închipui că poți să-mi bați mie cu pumnul în masă numele clasei muncitoare, te înșeli. Eu sunt pus aici să apăr legalitatea socialistă. Dumneata a încălcat această legalitate ocupând o locuință care se cuvine altcuiva, scurt pe doi. Și care este locuința care mi se cuvine mie? Nu mă interesează și nu mă privește. Da. Alo? Da. Da, să trăiți. Cine? Da, da, e la mine. Da, da. Am înțeles. Vă salut. Tovarășe Vasile, parcă ăsta vă e numele, nu? Exact. M-a sunat tovarășul primar, care mi-a comunicat că din rațiuni superioare pe care nu le cunosc, vi s-a aprobat rămânerea definitivă în oraș. Din păcate nu cunosc amănunte. Vă urez cele bune și îmi pare rău că nu mai putem sta de vorbă. Aștept afară niște oameni ai muncii. Trebuie să înțeleg că problema locuinții mele s-a rezolvat. Da, așa mi-a comunicat tovarășul primar. Sper că nu-mi purtați o amintire neplăcută. Noi legiuitorii suntem uneori, fără voia noastră, dezagreabili. La revedere. Vă salut.
Să trăiți. Bună ziua. Bună ziua. Tovarășul primar este? Este, dar e ocupat. Audiențele se țin mâine la ora 5. Vreți să vă trec pe listă? Nu. Dacă are nevoie de mine, mă găsește el. Vasile, ce faci, nu intri? Te credeam ocupat. Ocupat, ocupat, dar nu pentru tine. Două cafele și două citronade. De ce nu m-ai căutat? Probleme, necazuri. Stai jos. Vasile, ți-aduce aminte acum vreo 18 ani, când erai șeful meu și m-ai cărpit, a? Eu? E, propriu zis, nu m-ai cărpit. Mi-ai dat așa un brânci. Erai nervos, făcuse-mi o prostie. Nu mi-aduc aminte. E. Fii atent. Te-am propus pentru o muncă de răspundere. Aici la noi, la municipiu. Propunerea e ca și aprobată. Te fac vice în probleme de construcții și gospodărie. Am nevoie de un om serios și de încredere. Bine, și tu crezi că eu... Meritai de mult. De mult meritai să primești o funcție. Ai făcut destule. Să nu te grăbești. Verifici totul de două ori. Profesore, te rog foarte mult, nu mă nenoroci. Nu te băga. Gigele, la 9 și un sfert, maximum 9 și jumătate să fii gata. Și așa nu știu dacă ajungem la tine. Dă-i bătaie, rasol. Cum îți vine la mână? Fă ce vrei, gata, dă-i drumul. Domnule, dumneata ești pur și simplu diabolic. Eu îl pregătesc pentru proba asta de un an de zile și dumneata ai spus să dea rasol. Lasă-mă cu aiurile dumneitale în pace. Eu dacă nu câștig meciul de astăzi, sunt pe drumuri. Data ce pierzi dacă face el prost la matematică. Băie de la bicicletă. Treci mâine la 12 pe aici. Vine tovarșul prim de la județ și vrea să te cunoască. Păi mă cunoaște. Cu atât mai bine. Mai vorbim noi. Ce să mai vorbim? Așa, în general. Să nu faci figuri. În 15 cu care am fost, dar cu ale 5 au făcut figurile. Dacă îmi trec și ăsta, probabil eliminatorii e bine. Bă, da, bă, dacă erai puțin, dar le-ai nu faci nimic. Mă, nu. Ce puțin nu e? Trebuie multă ce e vorba de puțin. Trebuie să-ți dai și să vezi și... Ce să... Nu m-a gândit. T-ai găsit? Eu. Am căzut. Uite-o. Hai după ea acum. Hai. Domnișoară, mă iertați, tot eu sunt. N-ați vrea să dați o probă pentru filmul nostru? E un rol foarte frumos. Domnișoară, eu sunt operatorul filmului și vă asigur că o să iasă foarte bine. Lăsați-mă în pace. Domnișoară, vă rog. Și 20. Sunt un om nenorocit. Dacă nu iese în 5 minute, mă spânzur de primul pom. Gigel! Gigele, repede la mașină! Ce ne vară și mă faci? Ia mâna cu mine! Ce mă da? Am repede, Gigele! Gigele! Lasă-mă la tine! Gigele, lasă-l în pace! Lasă-mă! Te rog! Dai! Cum a fost, dragul meu? Iar încet. Uitați ce-ar n-a tovarășul profesor. Lasă-mă, domne, în pace, acum e rândul meu. Gigele, te duci cu el, te râși cu numărul 6 până în careu. Obligă-l să te faulteze, arbitru e omul meu. Și ne dă imediat penalti. Și cu penalti câștigăm meciul. Intrăm în B. Vezi că ai să ai tot timpul doi oameni după tine. Ferește-te de numărul 6. De la picioare.
E un criminal. Dă-l pe-l loc. Titi, m-a lovit îngrozitor. Gigele, Gigele, du-te și dă gol. Dacă nu dai gol, mă găsești mort. Lasă-l, ajunge, dumne, lasă-l în pace. Du-te, Gigele, du-te. Trece astea 4 minute. Sănătate. Drum bun și să auzim numai de bine. Mulțumim pentru urare și felicitări pentru Gigel. A marcat un gol în minutul 89, nu știți? Nu. Tot orașul vuiește. Am intrat în B, cred că o să-l decoreze. Dar Geta unde e? E la București, de examen la facultate. Să vă noroc de copii buni. Al meu dă pentru a treia oară și fără nicio speranță. Îmi fumează o treime din salariu. Ce să fac? Ai noștri nu ne-au deranjat până acum în privința cărții. Să vedem de acum încolo cum le-o fi norocul. Alo, cine? Geta? Unde ești, dragă? Și? Bine. Unde? Aha. Bine, bine. Cred că acum ar trebui să vorbim. A telefonat Geta de la București. Bine că s-a îndurat. Eram chiar îngrijorată. Nu ne lasă, Vasile, vine cu noi. Să vedeți. Ia, nu l-a convins directorul. O să-l convingi tu. Nu mișcă nimeni. Fotografii de racord și de reclamă. Îmi dați voie? Putem opri grupul? Încă nu. Se filmează, nu se poate trece. Lasă-mă, tovarăș. Artista e fata mea. Domnișoară, văd că ți-ai luat rolul în serios. M-ai mușcat până la sânge. Vă rog să mă iertați. Știți, joc pentru prima oară. Excelent, bravo. Mi-a plăcut foarte mult. Ai fost foarte natural. Filmarea s-a terminat, să mergi. Și zici că maica s-a te-a jignit. Da. Și tu nu ai spus nimic? Ba, da, i-am spus. I-am spus că n-am nevoie de nimic de la ei. Că pot să mă descurc și singură.
Cum adică să te descurci și singură? Păi ce, n-ai părinți? Nu vreau să vă deranjez. Nu vorbi prostii. După ce termin cu filmul, vii acasă. Intri din nou în serviciu și-ți vezi de treabă. Copilul? Copilul îl faci și îl dai lui maică ta să-l crească. Vorbești cu mama? Vorbesc eu cu mama. O prelucrez eu. Mă duc la gara. Mă lași să te conduc? Păi ce să fac? Bine. A căzut la facultate, dar încolo e bine. Nu te culci? Nu. Acu, dacă te face vice, ne dă și nouă vilă. Dar de unde știi tu că mă face vice? Tot orașul știe. S-a aflat? S-a aflat. Dar că fiică ta face un copil, s-a aflat? S-a aflat. Zic că eu sunt de vină, că nu i-am făcut educația. Că nu m-am ținut după ea noaptea când venea la a doua acasă. Și tu îmi spuneai să o las în pace, că e mare și știe ea ce face. Oh! Că nu ți-am zis nimic. Am vrut numai să te anunț oficial. Vezi că mâine dimineața plec cu băieții. Cum adică pleci cu băieții? Uite așa cum auzi. M-a dus să le dau o mână de ajutor până pornesc treaba. După aia mai vedem. Și eu? Tu stai aici. Și ai grijă să intre Geta din nou în servici. Să te porți frumos cu ea. Iar Gigel să mai lase dracu fotbalul, că rupe care va avea un picior și rămâne schilot.
Oxigene!